Bună ziua! Astăzi vom învăța despre interfața, operații de gestionare a unui document și opțiunile de editare și formatare a textului în aplicația LibreOffice Writer. LibreOffice Writer este un editor de texte din suita LibreOffice. Interfața editorului cuprinde bara de meniu, bara de unelte, ce poate fi particularizată după preferințe, în funcție de ce butoane dorim să fie vizibile și la îndemână. Rigla. Zona de editare a paginii. Bara de stare. Meniul contextual, care este un meniu ce apare în funcție de zona selectată. Bara de derulare. La meniul fișier putem crea un nou document. Putem deschide un document existent. Putem salva documentul actual. Sau putem salva ca, ce va crea o copie a documentului actual pe care îl vom putea denumi altfel sau salva în altă locație. Tot de la meniul fișier putem închide documentul. Pentru a exemplifica opțiuni de editare a textului, vom adăuga în document un pseudotext. Pentru aceasta vom scrie cuvântul lorem, apoi apăsăm tasta F3. Pentru a copia și lipi text, se selectează textul și de la meniul editare se vor selecta opțiunile de copiază sau decupează și lipește. Tot de la meniul editare putem lipi textul fără formatare sau cu formatări speciale. Pentru a edita textul, de la meniul formatare, putem alege opțiunea text pentru scris îngroșat, cursiv, subliniat, trecere de la literele mici la litere mari și viceversa. Tot de la meniul formatare mai putem alege opțiunea caracter pentru a stabili corpul de literă, mărimea, culoarea fontului. Spațierea textului între rânduri sau paragrafe se stabilește de la opțiunea spațiere din meniul formatare. Vom stabili spațierea la 1,5 rânduri între rândurile aceluiași paragraf și vom mări spațierea între paragrafe. Pentru a stabili titlurile și subtitlurile, se selectează textul dorit și de la meniul Styles se vor selecta opțiunile pentru titluri și subtitluri. Încercați singuri! Felicitări!
Astăzi ați învățat despre interfață, operații de gestionare a unui document și editarea textului în LibreOffice.